Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au anunțat că i-a trimis miercuri în judecată pe trei oficiali ai clubului de fotbal UTA Arad, pe care îi acuză că ar fi mituit jucătorii altor echipe pentru a-și apăra corect șansele în meciurile cu contracandidata la promovarea clubului arădean, Sepsi Sfântu Gheorghe. Fostul fotbalist al lui Dinamo, Claudiu Drăgan, și Decebal Grădinaru sunt acuzați de mai multe infracțiuni de dare de mită, iar Ionuț Gabriel Vlădulescu este acuzat pentru complicitate la dare de mită. Procurorii susțin că în cursul lunii mai 2017, doi reprezentanți ai clubului UTA Arad, prin intermediul celuilalt inculpat, ar fi promis suma de 70.000 de lei jucătorilor echipei Foresta Suceava, pentru ca aceștia să câștige meciul pe care îl aveau de jucat pe stadionul Areni în fața celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe. Foresta a pierdut cu scorul de 2-4 acel meci, iar echipa din Covasna a promovat în Liga 1, în detrimentul celor de la UTA. Cei trei inculpați ar mai fi promis în aceeași perioadă 80.000 de lei sau 40.000 de lei și jucătorilor din Brăila pentru ca aceștia să câștige sau să termine la egalitate meciul pe care l-aveau de jucat cu Sepsi. În același context și pentru același motiv, cei doi inculpați ar fi remis unui arbitru, martor în cauză, suma de 13.500 de lei prin intermediul persoanei fizice care a fost complice și care a fost trimisă în judecată, alături de cei doi coautori. Această etapă a procesului penal reprezintă, conform codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.